Membrii de sindicat din cadrul instituțiilor publice vor primi atenții din partea sindicatelor. De astfel de surprize vor avea parte mai mulți angajați ai Consiliului Județean Gorj. Pentru sărbătorile de iarnă, Sindicatul Liberal Funcționarilor Publici, care cuprinde atât membrii din cadrul Consiliului Județean Gorj, dar și din aproximativ 30 de primării din județul Gorj, totalizând undeva la aproximativ 500 de membri, a pregătit pentru fiecare membru de sindicat tichete cadou în valoare de 200 de lei din cotizațiile depuse de-a lungul anului. Și angajații primăriei Târgu Jiu vor beneficia de astfel de daruri. Sindicatele au strâns din contribuțiile membrilor o sumă de bani care va fi repartizată sub formă de tichete. Și în acest an 254 de membri de sindicat de la Sindicatul Salariaților din Administrația Publică Târgu Jiu vor primi tichete cadou de la sindicat și în valoare de 70 de lei fiecare. Și angajații direcției Silvice Gorj vor primi cadouri din partea conducerii unității, câte un brad, dar și produse alimentare.